Această emisiune vă este oferită de Banca Transilvania. Bun găsit! Educație cu profit, o nouă ediție. Astăzi vorbim despre investițiile financiare, despre brokeraj și multe altele, toate alături de invitatul meu, Gabriel Aldea, Head of Brokeraj și Investiment al... Salut, Gabi! Salut, Cătălin! Bună dimineața tuturor celor care ne urmăresc! Aș pleca chiar de la conceptul ăsta de educație financiară, nu neapărat ce înseamnă, că deja se vorbește mult, am impresia că poate prea mult, dar important e cum a evoluat, cum evoluează cunoștințele în rândul marei mase a populației, până la urmă, că asta ne interesează, să fim un popor educat financiar, pentru că asta ajută foarte mult și la dezvoltarea și la creșterea economică. Da. E o creștere organică, an de an, se vede în ultimul an, mai ales cum ce ați văzut voi, ce ai văzut în ultimul timp, sau tot e nevoie de un push așa și de un eveniment, poate să ducă nivelul ăsta către cât mai multă lume? Da, sunt mai multe direcții. Acum, întorcându-mă în timp, pot să spun că în urmă cu, nu știu, 10-15 ani, educația venea cumva numai din zona instituțională. Adică vorbim aici de brokeri, de bursă, poate entitatea de reglementare. În ultimii ani însă observ o nouă direcție, ca să zic așa, care vine din rândul investitorilor care deja au investit pe piața de capital, au obținut niște rezultate foarte bune și care o promovează. Și cred că direcția asta este mult mai interesantă și asta atrage public mai numeros. În același timp, este adevărat că genul de evenimente precum IPO-ul de la Hidroelectrica sau emisiunea de titluri de stat creează o publicitate și o promovare a pieței de capital, a bursei și cresc nivelul ăsta de diseminare informațiilor din lumea financiară în rândul publicului larg. Deci, practic, ca să zic, așa, eu observ o îmbunătățire semnificativă a nivelului de educație în rândul populației și asta se vede și ca urmare a numărului de investitori care au crescut de la, să zicem, 30-40 de mii cât erau în urmă cu 5 ani, la, în momentul de față, se vorbește de o cifră de aproape 200 de mii de investitori la Bursa de Valori București. Deci este normal că nivelul de educație a crescut și rezultatul este acest aflux de investitori care vin către piață. Dar, de asemenea, promovarea pieței a făcut-o chiar bursa, pentru că evoluția bursei din ultimii ani a fost una foarte bună. Și da, ca urmare, rezultatele foarte bune au atras noi și noi investitori la bursă. Sunt niște mituri privind investițiile, nu știu, și de aici și să spunem, temerile investitorilor, nu? Sau, ce e real și ce nu e real? Până la urmă avem tot felul de statistici care dovedesc că dacă ai cunoștințe și ești disciplinat și investești cu un anumit scop, pentru că și asta e important, cu ce scop investești și cum îți drămuiești până la urmă economiile gândindu-te la viitor, statisticile nu înșală niciodată. Sunt aminte de mituri. Sunt mituri, sunt niște teme reale ale celor care încă n-au investit la bursă, pe care le revăd practic permanent. Una dintre ele este că în momentul de față n-am bani sau am prea puțin bani să investesc la bursă. Mie mi se pare o temere foarte greșită, până la urmă o temă falsă, pentru că poți să începi să investești chiar și cu 100 de lei. Important este să o faci și în mod consecvent, să o faci și rațional, să o faci și permanent, să o permanentizezi pe termene lungi de timp,
astfel încât peste câțiva ani, când și veniturile tale vor crește, să poți să, să poți să faci investiții în cunoștință de cauză și poți, să poți să administrezi sume semnificativ mai mari de, de bani decât ai făcut-o la început. Deci mi se pare o, o temă puțin greșită aceasta de a te gândi că ai sume mici de bani la dispoziție acum pe care să le poți investi. De asemenea, am mai văzut o temere legată de nivelul redus de cunoștințe. Pare că bursa e o zonă în care au acces numai anumite persoane care au informații, cunoștințe și care știind ce se întâmplă cu piețele, beneficiază de, de lucrul acesta. Iarăși mi se pare o temă falsă, pentru că acum, vorbeam de educație, educația e disponibilă oricui și trebuie să respecti niște reguli foarte simple. Dar vine întrebarea aia, domne, de ce să investesc? Adică ce-mi trebuie mie investiții? Păi, cred că prin intermediul investiției la bursă, o persoană are șansa de a atinge un alt nivel de bunăstare. Cred că este prima șansă pe care o are un individ să atingă un nivel de bunăstare este prin intermediul jobului pe care îl are, investiției de timp pe care a făcut-o în educația lui. Dar nu toți au un venit din, jobul pe care l-au suficient de mare. Și atunci bursa este a doua șansă pe care o are un individ de a atinge un anumit nivel de bunăstare și pe termen lung, obiectivul unui investitor la bursă este acela de a atinge independența financiară. Deci, practic, să nu mai depinzi de un job, de un venit și investițiile de la bursă să genereze niște venituri pasive care să-ți permită să întreprinzi alte activități, că nu o să stai degeaba, dar să le, să le faci, ca să zic așa, cu drag sau să le faci nu neapărat fiind obligat să-ți plătești, nu știu, datoriile pe care le ai, creditele la bancă și așa mai departe. Pe de altă parte vine întrebarea. Noi suntem consumatori în mare, ai ști foarte bine, românii pe salariul cheltuie dincolo de utilități și, cele necesare pe un consum foarte mult. Și atunci vine întrebarea, de ce trebuie să încep eu să investesc, că e la bursă, că e în altă parte, până nu-mi cresc însă veniturile salariale, ca să pot să am o parte. Pentru că așa, decât să drămuiesc și să păstrez un procent, mie mi-este greu. Asta e mentalitatea. E o întrebare foarte bună și spuneam puțin mai devreme. E chiar indicat să încep cu sume foarte mici să investești. Pentru că pe măsură ce se acumulează acele sume, capeți și experiență și știi să ți le administrezi mai bine. În investiții se cunoaște faptul că prin investirea banilor, aceștia se multiplică. Da? E și un factor de multiplicare a banilor. Ca urmare a randamentelor, a profitului obținut, profitul obținut din investiții îl reinvestești an de an și atunci apare un factor de multiplicare al investițiilor și o curbă hiperbolică a portofoliului, a valorii portofoliului. Deci, cu cât încep mai devreme să investești, chiar cu sume mai mici sau sume foarte mici, cu atât șansa ta să atingi această independență financiară sau un nivel de bunăstare este mai mare. Noi avem un exemplu pe site, pe Investimental, un exemplu a două persoane, să zicem. Una pentru care investesc părinții de la vârsta de un an sau chiar de când se naște și pun $100 pe lună și investesc. Oho. $100 pe lună de la naștere. Și am de la minte vârsta niște de... cifre acum, că îmi dau seama cum ești, cu dobândă compusă și astfel să se ajungă la niște ca cifre. Să înțelegi niște, ca să, da, ca să vezi ca să înțeleagă cei care ne urmăresc. Să înțeleagă lumea valoarea acestei multiplicări a banilor. Exact. Deci,
părinții investesc până persoana respectivă ajunge să fie adult și să poată să investească ea câte $100 pe lună, ceea ce mi se pare o sumă mare, ca să fim serioși. La 59 de ani, practic, suma investită de părinți plus persoana care beneficiază de investiție ajunge să investească în jur de $70,000. Da, sau euro, sau o să zic și lei. Da. Dacă aplicăm un randament de 10%, care pentru acțiuni e un randament normal al ultimilor ani, 10% pe an, da? E un randament, s-au făcut studii și s-au observat că randamentul pe acțiuni, cel puțin în ultimii ani, a fost chiar peste 10%. 10, 11, 12%, unde au avut și 50% randament, dar pe medie putem lua în considerare un randament undeva în zona lui 10%. Ori, dacă aplicăm acest randament de 10%, ajungem ca persoana respectivă să obțină la 59 de ani 1.000.000, aproape $400,000. Deci, de la 70.000 de dolari sumă efectiv investită, alocată pentru investiții, da, pe termen lung, ca urmare acestui factor de multiplicare, se ajunge la o sumă de 1.400.000. Dacă însă persoana începe ea și investește de la 28 de ani, începe să investească 28 de ani, să zicem, e o vârstă normală în care poți să pui deoparte $100. Exact. Ai un venit. Vorbeam cu în cineva care... în weekend, un șofer de Bolt, și îmi spunea, era 23 de ani, l-am întrebat cât câștigă. 6-7 mii de lei pe lună, 6-7 ore pe zi. Este peste $1,000. $100 în situația în care poate mai stai și la mama acasă, nu e mult să investești. E, dacă el ar investi până la 59 de ani, ar investi suma de undeva pe la 30.000 de dolari. Deci, sub jumătate față de cealaltă situație, dar ar obține sub $150,000 la 59 de ani. Ce vreau să spun? Cu cât investești mai repede, chiar dacă sumele de bani investite sunt foarte mici, cu atât ai șansa, da, să multiplici și să ajungi la o sumă mult mai mare, bineînțeles, pe termene lungi, pentru că, vorbind de mituri, lumea se așteaptă ca la bursă să câștige astăzi, mâine, peste exact, o lună, să vadă rezultate rapide, exact. E cea mai mare greșeală. La bursă, investițiile trebuie abordate pe termene foarte lungi. Asta nu înseamnă că ai cumpărat instrumentul A și îl ții 100 de ani, că s-ar putea compania să dea faliment, sau 50 de ani, dar abordarea să fie pe termene foarte lungi de timp, și atunci, dacă faci lucru în felul acesta, rațional, pe termen lung, diversificat, ai șansa să, într-un termen de 15-20 de ani, să ajungi la acel nivel de bunăstare care să-ți permită chiar un nivel de independență financiară. Lucru care se întâmplă și în România în momentul de față. Cu siguranță, dar exemplul pe care l-ai dat e foarte bun și confirmă ceea ce spuneam noi la început. Pentru că, apropo de educație financiară, 70.000 investiți de la naștere. De la naștere. Cineva spune, uite, domne, puteai să la 1.400.000, da, domne, dar eu n-am 70.000. Că nu realizează că poate să investească 100 în fiecare lună. Zice, domne, 70.000, sau șoferul, cum să investesc eu 30.000? Păi nu investești 30, investești 100 în fiecare lună. E vorba de 100 de lei pe lună. Exact. Făcuse bursa anul trecut. Vă recomand asta celor care ne urmăresc de educație financiară, că... să caute pe internet, că o să găsească. Făcuse bursa o statistică. Da. Era un exemplu, dacă cineva ar fi investit din 1998, 100 de lei pe lună. Exact. În bursa românească, pe structura indicelui BET, adică cele mai mari companii. Exact. Da, nu era nicio filozofie. În 25 de ani, deci până anul trecut, ajungea la peste 300.000 de lei, 300 și ceva de mii de lei, de la 100 de lei pe lună. Deci 100 de lei pe lună este, cuiva îi se pare foarte puțin, dar 300.000 nu cred că mai este o sumă chiar așa mică. Și partea interesantă este că suma investită de el este doar de 30.000 de lei. Deci, practic, randamentul în timpul ăsta de 25 de ani a fost de 100%. Exact.
raportat la banii investiți, ținând cont că nu investești pe toți odată la început, asta ci investești gradual. Exact. Și apropo de ce să investesc acum sume mici de bani, e un oarecare risc să încep să investești o sumă foarte mare de bani sau cel puțin foarte mare raportată la cât îți permiți tu să investești. Să zicem, ai economisit 10 ani bani și vrei să-i pui pe toți la bursă, să investești în acțiuni. E un risc mare, pentru că presiunea psihologică este foarte mare asupra celui care investește. Unul nu are cunoștințe, să sperie la prima corecție sau se entuziasmează atunci când piața crește și mai vine, mai poate să mai și împrumută și mai vine cu alți bani până la urmă pierd. Cea mai mare greșeală să investești bani împrumutați. E chiar un risc să începi să investești cu o sumă mare, e bine să investești gradual, în felul ăsta reușești să îți crești nivelul de cunoștințe și experiența și asta te ajută să îți crești portofoliul în timp semnificativ. Vreau să discutăm puțin, ok, cum începem să investim și ce ar trebui să avem în vedere, dar până atunci vorbești de investițiile în acțiuni. Să nu uităm că în ultimii 2 ani, iată, sunt niște dobânzi date la titlurile de stat fabuloase și acum 7% care nu e acel 10% mediu, dar iată, ai ani în care poți să și cu risc minim. Deci există foarte multe oportunități. Statul a făcut un mare bine pieței de capital. Prin faptul că a adus aceste emisiuni Fidelis, nu știu la cât a ajuns, la 19 emisiuni Fidelis, trimestrial statul iese cu câte o nouă emisiune de titluri de stat, care dă posibilitatea oricărui român să investească în instrumente cu risc practic aproape zero, adică nu există instrumente financiare cu risc mai mic decât titlurile de stat, și în felul ăsta să se și familiarizeze cu ceea ce înseamnă piața de capital. Exact. Pentru că o parte dintre cei care investesc în titluri de stat rămân la titluri de stat. E bine și așa. Ăsta e nivelul lor de risc pe care îl acceptă. Nu acceptă riscuri mai mari. Dar o parte dintre ei merg și în altă zonă, în zona de ETF-uri, de acțiuni, da, care le permit obținerea unor randamente mai mari în timp. Da? Deci, și dacă e să raportăm randamentul, spuneai de titlul de stat, dacă e să le raportăm cu alte instrumente cu venit fix, sunt foarte bune. Am avut o surpriză de la un cunoscut care investește de ceva timp pe piața de capital și care era foarte fericit că a pus într-un depozit în euro niște bani pe un an, nu știu, cu 2 și ceva la asta. Era super fericit. Păi zic, păi tu nu investești la bursă? Ba da, păi nu știi că sunt titluri de stat cu 4% randament la euro? Da? Deci investitorii existenți nu știu de aceste facilități și cred că statul a făcut un mare bine aducând aceste și titluri de stat la bursă. Și ai amintit și de ETF, să spunem și ce înseamnă ETF. Aminteai de anul 98 când investeai în indicele BET. Iată, acum poți să o faci foarte simplu în cele două ETF-uri. Excelent, foarte bună întrebarea ta. În 98 nu se putea investi în indicele BET decât dacă aveai o sumă mare de bani. Deci nu puteai să investești 100 de dolari. Pentru că trebuia să investești proporțional în fiecare companie. Trebuia să investești proporțional. Noi am făcut un calcul acum ceva vreme, nu știu dacă mai e valabil, acum câteva luni, și trebuia să ai, nu știu, peste 20.000 de lei ca să investești pe structura indicelui BET în fiecare acțiune. Ținând cont că sunt unele acțiuni cu ponderi foarte mici. Exact. În indicele BET de sub 1%. Și atunci, ca să poți să le incluzi pe toate, trebuia să ajungi la acest nivel. Sper să nu greșesc, dar oricum era peste 10.000 de lei suma. Prin intermediul acestor ETF-uri, deci sunt niște fonduri tranzacționate la bursă, care ele investesc pe structura indicelui BET, ele investesc și, practic, investitorii, cumpărând o singură unitate, care unitate poate să coste și costă sub 100 de lei, practic, ai expunere pe tot indicele BET. E o facilitate formidabilă pe care a adus-o industria financiară în ultimii 20 de ani. În principal, ca urmare a evoluției tehnologiei, că până acum nu se putea face lucrul ăsta, pentru că sunt niște diferențe. Există și fonduri deschise, există și aceste ETF-uri. ETF-urile, de fapt, sunt niște fonduri deschise în care oamenii investeau și înainte, dar aduse la bursă, tranzacționate la bursă în mod curent. În așa fel încât ele oferă posibilitatea
de a avea expunere pe piață, pe o anumită piață, pe un anumit sector de piață, dacă vrei, te duci pe piețele mari, sunt pe sectoare, dar îți oferă și o lichiditate formidabilă. Deci poți să cumperi cât vrei și să vinzi când vrei și cât vrei, în timp programele tranzacționale, fondurile deschise, trebuie să aștepți, nu știi la ce preț vinzi, trebuie să aștepți finalul zilei, e mult mai complicat. La ETF-uri ai aplicația, exact. Ai cumpărat, ai vândut și poți să retragi banii dacă vrei. Hai să vorbim, cineva poate e foarte atent la calculul pe care l-ai făcut și vrea să înceapă să investească. Cum începe? Să spunem câțiva pași așa simpli. Primul pas, pasul zero, ca să zic așa, este să-și deschidă cont. Și mult mai simplu ca acum 20 în industria noastră financiară, în ultimii 4 ani s-a făcut saltul acesta, de la deschiderea fizic la sediul unui broker sau online, de fapt nu online, prin poștă îți trimiteai documentele, da. Și se deschidea după vreo 2 săptămâni contul. În momentul de față poți să deschizi contul online, intrând pe un link pe adresa unui broker, da? Că numai prin intermediul unui broker de la bursă poți să deschizi și poți să deschizi cont urmând niște pași în maxim 10-15 minute. 10-15 minute ai deschis cont. Mai durează încă 10 minute, 15 minute să-l alimentezi și în jumătate de oră poți să începi să tranzacționezi. Este o evoluție absolut formidabilă, dat fiind faptul că înainte nu puteai să o faci decât, v-am spus, când m-am angajat eu pe piața de capital, trebuia să mergi la sediu, să semnezi documente, îți luai o zi liberă, mai trebuia să alimentezi cu bani, mai durea încă nu știu câte zile. Deci era foarte, foarte complicat tot. Părea că este o castă zona asta investitorilor la bursă. Acum lucrurile sunt foarte, foarte simplu. Practic, primul pas este deschiderea contului, alimentarea lui și a zice, în paralel, este bine să, ca investitorul să informeze. Să informeze nu înseamnă să citească în fiecare zi 10 ore toate ziarele, îl mai bombardează și brokerul dimineață, prânz, seară cu 100.000 de informații. Nu, practic ăla e un haos, nu înțelege nimic. Trebuie să-și pună niște cărămizi acolo pe partea de educație financiară. Noi, de exemplu, avem cel mai mare program de educație financiară din România. Gândit tocmai pentru asta, să ajutăm un investitor să nu mai plece de la 0 sau minus 1 sau unde este el, să ajungă direct la nivelul 4, 5, 6. Și de acolo să adauge prin experiență, că nu se poate face decât prin experiență și iarăși prin cunoștință, citind, să adauge și să ajungă undeva la 8, 9, ceea ce îi permite, 9 din 10, ceea ce îi va permite să ajungă în termen de 20-30 de ani la independența financiară. Așa să fac lucrurile, pas cu pas. Primul pas, deschiderea contului, alimentarea contului, educație, adică te informezi în același timp și începi să investești. Cum investești? Cu sume mici. Deci sume mici investite și cel mai bine este să investești regulat. Piața poate să crească, poate să scadă, avem de 2 ani o perioadă de foarte bună de creștere, pot să vină și perioade de scădere. Dacă tu cumperi și când piața este jos și când piața este sus și când ea mai scade, apar și crize, formidabil pentru cine investește recurent, este formidabil o criză. În 20 de ani ai șansa să cumperi la niște prețuri foarte mici. Da. John Templeton, unul dintre cei mai mari investitori din lume, a început să investească în perioada de depresiune aceea după marea criză din 29-33. A fost șansa lui. A cumpărat când piața era jos, a cumpărat diversificat mai multe acțiuni și a avut răbdare. A avut răbdare pe termen lung. Și bineînțeles că în timp îți optimizezi, că nu rămâi cu aceleași instrumente în portofoliu. Ajustezi pentru că înveți și poți să-ți administrezi activ portofoliu. Portofoliu însemnând, hai să explicăm și ce înseamnă un portofoliu și cum e bine de clădit un portofoliu pe apetența ta la risc și pe durata investiției, nu? Pentru că unii poate sunt mai au un apetit la risc mai mare și vor să săriște mai mulți. Alții, din potrivă, cum vorbeam cu titlurile de stat, dar există acolo companii
care dau dividende și care din punctul meu de vedere asigură o liniște din punctul ăsta de vedere al riscului. Din punctul meu de vedere, un investitor care e la început, e bine să nu și asume riscuri mari. Deci e bine să înceapă cu titluri de stat. Și ce înseamnă un portofoliu, că întrebai ce? Practic este suma instrumentelor financiare pe care le ai tu. Ce sunt instrumentele astea financiare? Sunt titluri de stat, sunt obligațiuni, sunt acțiuni, sunt ETF-uri. Și pot să fie pentru specialiști, pentru cei care se pricep, structurate, derivative și așa mai departe. Deci ăsta este un portofoliu. Deci, practic, este valoarea investițiilor tale pe care le ai la bursă. Da? Și investițiile este bine să fie făcute, bineînțeles, cum ai spus și tu, ținând cont de profilul tău de investitor. Cât poți... Ce risc îți asumi tu? Eu, scuză-mă că poți să-ți asumi, exact, da? Aici toleranța ta la risc care este? Când îți deschizi cont, dacă nu mă înșel, sunt întrebări de genul ăsta. Sunt, ca brokerul să știe ce să știe fel de profilul dar investitorului. Sau se brokerul și... nu o să-i spună investitorului investește în acțiunea A sau în Dar există investitori care apelează la broker tocmai ca să își găsească poate profilul de risc, îi se face o fișă. Da, dar există două direcții. Da? Deci pentru persoanele care beneficiază de sume foarte mari de bani sau sume mari de bani și doresc să facă lucrul ăsta, pot să adreseze unui asset manager sau unui broker care oferă servicii de discreționare, de tranzacționare discreționară, de investiție discreționară a portofoliului. Adică să-i administreze brokerul sau asset managerul portofoliu. În situația asta, investitorul nu are nicio treabă, până la urmă îi se face o fișă, vede nivelul de risc și investește persoana de la broker sau de la asset manager. Din punctul meu de vedere, e o abordare ok, care se întâlnește, dar nu e foarte bună pentru marea masă, pentru că nu toți au foarte mulți bani și cred că cel mai bine este să înveți tu să faci, că până la urmă sunt banii tăi, ți-asumi riscuri pe banii tăi. De ce să las riscul respectiv la nivelul altcuiva și să nu învăț eu să investesc în cunoștință de cauză și să am până la urmă posibilitatea să obțin această independență financiară. E până la urmă diferența între a-i da omului peștele sau a-i da undița și să-l înveți să pescuiască. Cred că mai important pentru marea masă este să învățăm să pescuiască. Adică să le spunem ce este bine să facă și cum este bine să abordeze investițiile la bursă, în așa fel încât să aibă succes pe termen lung. Și sunt niște reguli simple pe care le-ai spus și tu, le-am spus și eu aici. Adică, și revenind, vorbim de profil de risc, da? Omul trebuie să-și facă un screening, să vadă, ok, ce toleranță la risc am? Mică. Bun, atunci investesc în principal în titluri de stat. Dacă vreau, chiar dacă am toleranță mică la risc, pot să investesc și cu toleranță mică în acțiuni. Da, investesc. Da? Ce risc am? 5% din tot portofoliu. Scade cu 10% acțiunea respectivă sau acțiune, că ar trebui să le investesc, să investesc diversificat, că înseamnă 0,5% la nivelul portofoliului. N-are un impact semnificativ. Deci, în funcție de toleranța la risc, îmi construiesc portofoliu. Și portofoliu trebuie structurat pe instrumentele mari. Titluri de stat, acțiuni, ETF-uri. Astea ar fi. Dacă am o toleranță mai mare la risc, mă duc puțin mai mult sau din ce în ce mai mult pe zona de acțiuni și ETF-uri. Acum, diferența între acțiuni și ETF-uri este că ETF-ul e administrat de un asset manager, da? Care investește diversificat, are și el niște costuri. În momentul în care investesc eu, nu mai sunt acele costuri. Costurile sunt de obicei mici. Însă dacă investesc eu direct în acțiuni, e bine să o fac într-un mod diversificat. Adică să respect o cerință de bază, cel puțin pentru investitorii care sunt la început, să investească nu în una, două, trei acțiuni de care au citit, de care le-a spus prietenul, cunoscutul, care a câștigat foarte mult la bursă și așa mai departe, ci să o facă într-un mod diversificat. Adică să gândească foarte bine, să investească în companiile mari, lichide,
și într-o manieră diversificată. Acum nu poți să ai 100 de acțiuni și cred că nu e eficient să ai 100 de acțiuni în portofoliu, dar poți să ai, nu știu, 10, 15 acțiuni. E de preferat, de exemplu, dacă investești în companii locale de pe care le știi, în cele cărora le folosești și serviciile eventual sau pe care le cunoști foarte bine, e indicat, nu e indicat, e o diversificare și asta în funcție și de sectoare. Un sector financiar, un sector energetic, un sector, nu știu, de retail. Și sectoarele au riscuri asociate. Nu înseamnă că un sector de utilități nu va înregistra scăderi. Da, dar riscul asociat sectorului de utilități este mai mic. Riscul asociat sectorului farma medical este mai mic. Nu înseamnă că ele nu scad. Mm-hmm. Atunci portofoliul acesta de, să zicem, de instrumente cu venit variabil, da, acțiuni, ETF-uri, ar trebui structurat tot așa pe profilul investitorului. Dacă își dorește să obține randamente mari, și asta ar trebui să o facă nu la început, ci după ce trec câțiva ani, după ce capătă experiență, cunoștințe și înțelege cu ce să mănâncă investiția la bursă, atunci el trebuie să gândească: vreau să-mi asum riscuri mai mari. Ok, atunci am merg pe niște companii de creștere. Da? Care pot să înregistreze ritmul de creștere mai mari, dar și cu riscuri asociate mai mari. Chiar vreau să revin la companiile astea. Avem un solo spot scurt acum și revenim imediat, că am o întrebare interesantă. Trebuie să lupți, să dovedești, să confirmi. Presiunea e mereu acolo. Și fiecare are drumul lui. Drumul greu e să ieși la lumină din spatele unei umbre uriașe. Eu sunt eu și ăsta e drumul meu. Drumul greu e să continui, chiar dacă nu știi unde duce. Și înseamnă să lupți, chiar atunci când pare că nu câștigi. Bun, revenim cu diversificarea, cu acțiunile, și am deja și o întrebare. Ce preferă investitorii de la noi? Ce acțiuni sunt cele mai interesante pentru ei, tranzacționate, preferate? Și de, pe bursa locală și pe extern, pentru că voi oferiți acces și pe bursa locală și pe extern. Acțiunile cele mai populare sunt acțiunile cele mai mari, companiile cele mai mari, întotdeauna. Sunt cele mai lichide, ele sunt în lumina reflectoarelor, ca să zic așa. Și la noi este absolut același lucru. Avem cele trei companii mari care sunt pilonii din indicele BET. Adică vorbim de Banca Transilvania, vorbim de Hidroelectrica, vorbim de Romgaz, vorbim de Petrom. Sunt câteva companii care concentrează, zic, atenția investitorilor. Dar dacă e să mă uit așa, fac o radiografie a investițiilor clienților, văd că ele sunt foarte diversificate. Adică se duc și în zona de IT, și în zona medicală, și în zona de utilități. Iar dacă vorbim de piețele de pe afară, se duc în zona de tehnologie foarte mult. Uh-huh. Acolo sunt cele mai multe sume investite și e normal să întâmple lucrul ăsta, pentru că inclusiv indicele S&P 500 e dezechilibrat în zona de din ce în ce mai dezechilibrat pe zona de tehnologie. Și vedem Nvidia cum a crescut ca făt frumos, da, pe bune, adică nu... Susținută și de rezultate. Susținută exact. De niște rezultate fabuloase, incredibile, și de această evoluție pe care o are inteligența artificială în lume, și de cererea de chipuri pentru Nvidia, pentru că numai chipurile lor se pare că sunt cele care sunt folosite pentru tehnologiile astea care includ inteligența artificială. Atunci, investitorii se duc în zona aceasta de companii din zona de tehnologie cel mai mult, dar am observat și din zone pe care le urmăresc ei. De exemplu, zona auto, le plac, nu știu, mașini, și investesc în zona de auto, electric, Tesla a fost, mi-aduc aminte, mulți ani în urmă, nu știu, 10 ani în urmă, când Tesla avea super pierderi, pierderi după pierderi, și toată lumea zicea o să dea faliment, și BMW și Mercedes aveau super profituri, erau investitori care deschideau conști și ziceau: vreau Tesla, și cumpărau Tesla.
Păi Tesla până acum 2 ani n-a dat profitul. De 2 ani și ceva. De, după pandemie. Oricum. Companiile de creștere, în general, nu dau profit. Pentru că e aiurea să dai o parte din cash-ul care îți vine în companie, să-l dai la acționar și să nu îl investești în business ca să crești mai mult, să iei mai mult din ceea ce se poate lua din piață. Da? Unul la mână, doi la mână, pe piața americană și vedeți că și la noi sunt foarte populare răscumpărările de acțiuni, care cred că pot să fie chiar mult mai eficiente decât distribuțiile de cash. Mm-hmm. Atunci când distribui cash, distribui e tuturor acționarilor și acționarii practic pot să îi investească în aceeași acțiune sau în alte acțiuni sau pot să îi scoată și să-i cheltuie. Uhum. Atunci când faci răscumpărări de acțiuni, practic banii alocați pentru dividende, să zicem, o parte din ei, se întorc în acea acțiune și crește prețul. Toată lumea e mulțumită, uhum, din cei care sunt acționari, zic, și inclusiv compania. Da, deci și asta e o chestie modalitate. Și de costuri. Revin la broker ca să tragem o concluzie. Deci, cum ne alegem broker? Servicii, comisioane, nu ne uităm... rapiditatea alimentărilor, deschiderilor de cont, educație, suport. Brokerii de la noi, de aici, din România, cred că au un avantaj, fiind aici, cu prezență fizică, spre deosebire de brokerii externi, la care nu ai decât o... nu poți să interacționezi decât online. Le-ai menționat aproape pe toate. Este clar. Deci, alegi un broker, în primul rând, care să fie autorizat. Deci, trebuie să vezi să fie autorizat. Pentru că mai sunt situații în care brokerii nu sunt autorizați de ASF, exact, da? Sau de altă autoritate de supraveghere și aici trebuie verificat. Apropo și de fake-urile care sunt, deci trebuie să fie autorizat. Asta este number one, da? Și asta se găsește simplu pe site-ul pe bursei. Pe site-ul bursei și fiecare are un număr de înregistrare, cauți, vezi că el este și pe site-ul brokerului respectiv. Exact. Da? După aia majoritatea celor care deschid acum sunt interesați de broker care oferă serviciu online. Nu mai ai timp. Timpul e cel mai prețios. Atunci trebuie să poți să-ți deschizi cont online și repede, ușor, să poți să alimentezi repede, ușor, să poți tranzacționezi repede, ușor și să ai cu cine să vorbești. Pentru că tu spuneai, nu e neapărat să ai o prezență fizică, că dacă ai 30.000 de clienți, nu poți să ai 30.000 de broker sau 10.000 de broker. Imposibil, că nu e economic. Dar ai cu cine să vorbești, ai cu cine să vorbești la telefon, în limba română, are cine să-ți răspundă și ai încredere în el, știi unde să-l găsești. Așa, deschizi contul pe afară și chiar la companii mari de afară și îți dai seama că s-a blocat contul. Nu mai ai acces, nu mai ai parolă. Sunt situații de genul ăsta, cunosc situații de genul ăsta. Nu mai și-au pierdut parola. De un an de zile n-au mai putut să intre, să acceseze contul. Deși eu la un super broker, deci comisioane bune, nicio problemă. Dar nu mai are acces la cont și la banii lui. N-are cu cine să vorbească. Deci contează foarte mult să ai cu cine să comunici. Contează foarte mult ce ți oferă brokerul. Brokerul nu trebuie să ți ofere numai informații. Dacă brokerul te bombardează dimineață, prânz, seara, cum am spus, e haos. Haos, nu înțelegi absolut nimic. Brokerul trebuie să te învețe, să ți ofere informațiile esențiale, dar nu neapărat informațiile esențiale. Banca Transilvania a obținut profit. Nu. Să-ți explice fenomenul. De ce se întâmplă fenomenul? De ce a crescut piața? De ce scade piața? Care au fost factorii care au impactat? Cum înțelegem tot fenomenul ăsta? La ce să fim atenți? Deci, aici sunt diferențele, aici de fapt, mari. Diferența, că asta aici era apare diferența. Aici vorbim de educație. Da? Așa educăm. Ce sunt acțiuni, ce sunt obligațiuni. Rămâne la nivelul ăsta. Dar să explicăm fenomenul. Da? Deci, să brokerul respectiv să-ți ofere aceste informații, explicații și, bineînțeles, ultimul lucru, a zice, foarte important și el, nivelul de comisioane. Pentru că, până la urmă, el se reflectă în randamentul pe care l-are investitorul pe termen lung. Și din punctul ăsta de vedere trebuie să spunem că nivelul comisional a scăzut foarte mult în ultimii ani. Foarte mult. Și e o tendință de scădere continuă asta peste și tot. Adică principal datorită numai concurenței. Ca faci o mențiune aici, o mențiune, există în momentul de față o campanie mincinoasă de mulți ani
și care persistă și care e acceptată de mulți investitori, a comisioanelor zero. Nu există așa ceva. Comisiuni zero nu există. Mai sunt broker de pe afară, unii și cu prezență pe aici, care zic comisiuni zero. Nu există așa ceva. Comisiuni zero nu există pentru că nu se poate susține businessul respectiv. Sunt comisioane din spread. Nu sunt cotațiile din piață. Ai cumpărare și vânzare la cotațiile pe care ți le dă brokerul și acolo îți include comisiuni. Exact. Sunt comisioane de schimb valutar. Ok, noi, de exemplu, nu percepem comisiuni de schimb valutar, dar sunt comisioane de schimb valutar. Zici, nu mă interesează. Dacă treci de pe o monedă pe alta și de obicei faci când investești global, faci, treci de pe o monedă pe alta, te trezești că ai un 1% comisiune. Zici, păi, parcă nu aveam comisiune. Păi e comisiune. Nu există comisiune zero. Mai am o scurtă întrebare și tragem concluzia cu platformele de tranzacționare, da? Cum? Care sunt și pe telefon, acum sunt interfețe simple. Cum să privim platformele astea? Sunt din ce în ce mai friendly acum, nu? Și ne ajută foarte mult, adică nu e complicat față de acum 20 de ani. Este esențial din punctul meu de vedere. Deci, întorcându-mă în spate, cum se făceau tranzacțiile la bursă, omul fie venea la sediu, fie te suna, telefon, prelua brokerul, se ducea la trader, traderul introducea ordinul în piață, la finalul zilei se trimitea pe e-mail și e-mailul a fost o evoluție. Acum ai aplicația mobilă, ai deschis telefonul, am jumate de minut, am deschis cu amprentă digitală sau eu știu ce, am intrat în aplicație, am văzut cotația, dacă vreau vând, dacă vreau cumpăr, dacă am bani, alimentez imediat tot de pe telefon, totul se face online și da, s-a câștigat foarte mult în ultima perioadă din dezvoltarea unor aplicații care să fie foarte friendly, user experience să fie la un înalt nivel. Cred că aici este bătaia peștelui în anii care vine, să poți să prezinți lucrurile cât mai simplu, dacă se poate. E, industria financiară e o zonă, adică nu e ca și cum bei un pahar de apă. E puțin mai diferit, dar să o prezinți cât mai simplu. Cât mai simplu, da. Cât mai simplu, cu putință, să explici investitorului ce are de făcut, în așa fel încât el să vină în mod natural, să fie atras. Ultimul minut, hai să tragem o concluzie, privim în perspectivă, suntem pe un drum bun, nu? Cu educația financiară. Clar că raportat la nivelul, la numărul populației și la investițiile pe bursă, suntem departe de țările departe. De în jur, nu mai vorbim de țările avansate, foarte departe. Da. Deci ar fi un potențial acolo și asta depinde de toți actorii din piață ca nivelul cunoștințelor să ducă oamenii către investiții regulate pe termen lung până la urmă. Exact asta este. Și să se respecte niște reguli simple. Atâta trebuie să facă. Să fie disciplinat, să investească regulat, diversificat și pe termen lung să nu vrea profitul acum. Un singur lucru vreau să mai spun. Noi am ajuns la concluzia că, ok, educăm tineri, foarte tineri și mai departe. Trebuie să educăm copii. Și am făcut Orașul Portofel, care este un proiect de educație financiară dedicat copiilor. Nu avem niciun câștig din toată ecuația asta, dar câștigul e pe termen lung, practic. Investim în copii. Prin intermediul unui povești fantastice, cu multe module, copiii asimilează niște cunoștințe și informații financiare în așa fel încât când ajung la 18 ani și dacă chiar părintele investește dinainte, că poate atunci când citește copilul, citește și părintele și poate zice, ia să deschid eu un cont și să investesc. Noi avem multicont și poate să investească pe numele copilului, ia să investesc pentru copil. Atunci cred că în termen de 5-7-10 ani nivelul de persoane care vor investi în România va fi mult mai mare. Mult mai mare. Ar trebui să ajungem la, zic eu, cel puțin care să investească. Suntem undeva la 200.000, dar nu cred că e reală. Sunt 200.000 de ponturi. Numărați ca steagurile de 2-3 ori. Da. Poate să mai avem ocazia să mai discutăm, să sperăm că ne îndreptăm către acele cifre. Mulțumesc mult, Gabriel Aldea, Head of Broker și Investimental. Încheiem aici ediția de astăzi. O ediție dedicată, iată, investițiilor. Sper că a fost destul de clar
cum se fac investițiile, de ce e nevoie, iată, de investiții pe termen lung ca să ajungem la acea prosperitate, independență financiară sau de ce nu să avem o pensie liniștită. Pe data viitoare, până atunci, rămâneți alături de programele noastre. La revedere! Această emisiune v-a fost oferită de Banca Transilvania.